Situație tensionată în Ucraina, Rusia a demarat o serie de exerciții militare în mai multe regiuni situate la frontiera cu Ucraina. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, scopul acestora este de a verifica pregătirea pentru luptă a trupelor din cadrul forțelor terestre. Între timp, Parlamentul din Ucraina a aprobat crearea unei gărzi naționale. Din aceasta ar putea să facă parte până la 60.000 de persoane, care vor fi însărcinate cu asigurarea securității interne, cea a frontierelor și cu lupta împotriva terorismului. Tensiunea crește nu doar la granița cu Rusia. În această dimineață, 20 de persoane înarmate au intrat într-o bancă din centrul Kievului și au luat prizonieri pe oamenii de pază. Două echipaje de poliție înarmate cu pistoale automat Kalashnikov s-au deplasat la fața locului și au înconjurat zona. În urma negocierilor, bărbații au căzut de acord să se predea, au renunțat la arme și au fost urcați într-un autocar al poliției. Liderul grupării a declarat că nu intenționa să jefuiască instituția financiară, ci a vrut doar să o ia sub strajă. Între timp, Rada Supremă din Crimeea se pregătește de referendum. Forțele pro-europene de la Kiev cheamă locuitorii din Crimeea să boicoteze referendumul de pe 16 martie. Нелегитимен референдум, придуманный самозванной властью и под прикрытием чужой армии, не имеет никакого отношения к интересам крымчан. При этом Крым превращают в горячую точку, а в зоне военного противостояния тяжело представить курортный сезон. Гарантированную работу, зарплаты, социальные выплаты. Și comunitatea internațională susține că organizarea referendumului în Crimeea este ilegală. Președintele american Barack Obama a declarat după întrevederea cu premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk că Rusia va plăti un preț scump dacă va continua să meargă pe aceeași cale. We will continue to say to the Russian government that if it continues on the path that it is on, then not only us but the international community, the European Union and others will be forced to apply a cost to Russia's violations of international law. Proaspătul premier al Ucrainei susține că Kievul va continua să lupte pentru suveranitatea țării sale. Astăzi Rada Supremă a votat pentru semnarea acordului de asociere cu UE. We fight for our freedom, we fight for our independence, we fight for our sovereignty. And we will never surrender. Tot astăzi, cancelarul german Angela Merkel a avertizat Moscova că începând de luni va aplica sancțiuni politice și economice masive dacă Rusia nu-și schimbă cursul în cazul Ucrainei. Wenn sein Kurs der letzten Wochen fortsetzt, dann wäre das nicht nur eine Katastrophe für die Ukraine. Dann schadete das nicht zuletzt, davon bin ich ganz überzeugt, massiv auch Russland. Und zwar ökonomisch wie politisch. Anterior și grupul G7 a avertizat că va lua măsurile necesare împotriva Moscovei dacă puterea de la Kremlin nu va renunța la acțiunile de promovare a separatismului în Crimeea.